Ați menționat ideea că un client poate cesiona polița în favoarea unei bănci finanțatoare. Ce înseamnă acest lucru mai concret? Este posibil ca drepturile de despăgubire, practic, dintr-un contract de asigurare cu COFAS să fie cesionate în favoarea unei bănci finanțatoare. Tehnic se face foarte simplu, nu este necesar decât să se semneze o notificare de către cele trei părți implicate în speță, banca, COFAS și clientul COFAS și al băncii. Practic, acolo ni se va indica contul în care noi vom plăti despăgubirile, va fi contul băncii și nu contul clientului nostru, cum s-ar fi întâmplat în mod normal. Poate fi de ajutor pentru clienții noștri să facă această cesiune în contextul în care accesul la finanțare știm cu toții că este greoi, este limitat, iar finanțarea este scumpă și o astfel de cesiune poate facilita fie accesul la noi surse de finanțare, fie poate contribui la reducerea costurilor de finanțare cu finanțarea deja obținută și chiar am avut ocazia să constatăm cu clienții COFAS pe celălalt produs, pe produsul standard de asigurare. Au existat clienți care ne-au spus și ne-am bucurat că au beneficiat de reduceri la costurile de finanțare sau chiar au reușit să acceseze surse noi de finanțare folosind polița COFAS și cesionând drepturile de despăgubire din aceasta. Vor putea fi incluși în asigurare și clienții mai mici care, să spunem, nu întrunesc criteriile de bonitate COFAS? Da, acest lucru este posibil pentru că în contractul de asigurare COFAS Smart există ceea ce se numește facilitate de limită discreționară. Valoarea acestei limite discreționare este de 50% din prima minimă pe care clientul nostru este de acord să o plătească și practic această facilitate presupune faptul că cumpărătorii mai mici care nu depășesc ca și expunere această valoare a limitei discreționare, ei pot fi incluși în asigurare doar în baza experienței comerciale pe care clientul nostru o are în relația cu ei și nu este necesar ca acești debitori să primească o limită de la COFAS și să se facă o analiză de bonitate care implică pe de o parte costuri pentru clientul COFAS, iar pe de altă parte există riscul ca rezultatul analizei de bonitate să nu fie unul favorabil. Concluzia colegilor mei de la departament de analiză să fie că nu se poate asigura o limită de credit pentru respectiva companie. În schimb, dacă acești debitori sunt incluși în această facilitate de limită discreționară, dacă ei au plătit toate facturile pe care clientul nostru le-a emis către ei în perioada maximă de credit, este suficient pentru noi și ei vor fi asigurați, însă este de menționat faptul că procentul de asigurare de care beneficiază acești cumpărători este de doar 70% față de standardul de 85 de care beneficiază clienții cu limită de credit COFAS. Aceasta înseamnă că nu vom putea despăgubi decât 70% dintr-un sold pe care asiguratul COFAS îl va avea în raport cu acea companie. În cât timp se încheie asigurarea din momentul în care clientul a luat legătura cu COFAS? Durata pentru încheierea unei asigurări COFAS Smart este mult redusă față de durata încheierii unui contract de asigurare standard. Procesul este foarte simplu și este online, pentru că online este mult mai simplu. Practic, orice companie interesată de asigurarea noastră destinată IMM-urilor de COFAS Smart poate accesa adresa smart.cofas.ro. Acolo poate intra și completa datele sale, pe de o parte, dar apoi și datele referitoare la activitatea pe care dorește să o asigure. Ulterior, acest chestionar ajunge la COFAS, iar colegii mei vor stabili o întâlnire în care, împreună cu prospectul, cu compania interesată, va fi customizat, dacă este cazul, acest contract de asigurare, în sensul că compania interesată are posibilitatea, tot online, să acceseze anumite opțiuni care modifică anumite aspecte legate de asigurare, cum ar fi, de exemplu, procentul asigurat. Acesta poate fi redus sau crescut și poate observa, accesând aceste opțiuni, și impactul asupra
costului asupra cotei de primă pe care respectiva opțiune odată aleasă îl are. Pentru că unele opțiuni pot determina creșterea cotei de primă, iar altele pot determina reducerea cotei de primă. De aceea noi spunem că asigurarea Cofasmart nu este doar unică în România, ci este și foarte flexibilă, pentru că există control, clientul nostru potențial are control până la urmă asupra prețului pe care îl acceptă pentru această asigurare. Odată aceste opțiuni alese, practic avem cota de primă care generează prima minimă pe care clientul nostru este dispus să o plătească, poate fi generat imediat contractul și poate fi printat și semnat. Din acel moment, clientul nostru, prospectul nostru a devenit client și nu mai are nimic de făcut. Cofasa are însă un interval de câteva zile, de 7 zile, în care dacă analiza tehnică arată că totuși nu vom putea prelua o asigurare pentru respectiva companie, Cofasa are la dispoziție aceste 7 zile în care să trimită o scrisoare dacă consideră că asigurarea respectivă nu este fezabilă. Practic, această analiză trebuie să vină cumva de la departamentul tehnic și este un ok final pe care și noi trebuie să-l avem pe acel contract. Însă ce pot să spun este că deja avem clienți pentru Cofasmart și nu a fost nicio problemă. Practic, este o măsură de siguranță. Ulterior, însă, avizării și de către departamentul tehnic, practic se vor trimite clientului și cele două documente pe care trebuie să le aibă și el în posesia sa, care atestă existența acestei asigurări, și totul este în regulă. Practic, creanțele generate vor fi asigurate din acel moment, fie în cadrul facilității de limită discreționară, fie condiționat de primirea unei limite din partea COFAS, și pentru aceasta clientul nostru va primi acces la COFANET. Este o platformă web pe care clienții noștri folosesc gratuit, strict pentru a cere limită de credit și a primi deciziile de limită de credit de la COFAS. Practic va primi acest acces la COFANET și va putea să-și ceară limită pentru orice companie cu care lucrează, atât la început, imediat ce am intrat în perioada de asigurare, cât și oricând, pe durata contractului, poate cere limite dacă este interesat să vândă unor clienți noi. Sigur că clientul nostru nu mai are nimic de făcut decât să-și monitorizeze creanțele ca să nu ajungă restanțe care să nu fie notificate COFAS. În cazul în care se înregistrează astfel de restanțe, ele trebuie aduse la cunoștința COFAS ca să putem începe demersurile de colectare. Ulterior, dacă nu reușim să colectăm, plătim despăgubirea. Deci, ca să revin, că întrebarea era puțin mai specifică, practic, din momentul în care un prospect intră pe site-ul COFAS și completează datele necesare, chestionarul, practic, de asigurare, durează doar câteva zile până în momentul în care are un contract de asigurare cu COFAS. Noi credem că durata va fi undeva la 7 zile. Deci, poate fi și mai scurtă, poate fi cu câteva zile mai lungă, depinzând și de momentul în care reușește clientul nostru potențial să aibă o întâlnire cu un reprezentant COFAS, în care, așa cum am spus, să aibă ocazia să-și customizeze contractul dacă dorește, să meargă pe altceva decât varianta standard și apoi să semneze efectiv documentele care vor ajunge la noi.